Ion Tulei, directorul și unul din cei trei fondatori ai companiei FarmProd SRL din satul Olănești, Ștefan Vodă, este pasionat de agricultură. Dorul și deprinderea se trage încă de la tatăl său, Iurie Tulei, agricultor cunoscut în regiune, decorat pentru o muncă îndelungată și prodigioasă în complexul agroindustrial cu Ordinul Republicii în iulie 2008. În anul 2009, urmând calea tatălui, a plantat primele 10 hectare de mere în stil intensiv. Actualmente, menționează producătorul, deține deja 130 hectare de plantații multianuale, mere, cireșe, prun, persici, nectarin, struguri de masă și, mândria producătorului, 18 hectare de cireș. Spune Ion Tulei, sunt director și unul dintre fondatorii companiei FarmProd. Suntem din satul Olănești, raionul Ștefan Vodă. Suntem producători pe o suprafață de fructe pe o suprafață de 130 de hectare la moment. Avem fructe ca mere, cireșe, prune, piersici, struguri și nectarine. La moment ne aflăm în livada de cireșe, plantată în anul 2015, pomii importați din Olanda. Aici vedeți soiul Regina. Avem mai multe soiuri, dar la moment ne aflăm în soiul Regina, unul dintre cele mai târzii soiuri care sunt pe piața mondială, probabil. Primele plantații de cireș au fost făcute în anul 2010, apoi în 2015. Prețul unui pom ajungea la 9 euro. Pe un hectar s-au sădit câte 1700 de pomi, plus sistemul de susținere, spaliere de circa 5 metri înălțime, irigare prin picurare și alte cheltuieli. Aici suntem într-o plantație plantată în 2015, pomii importați din Olanda, pomi de calitate cea mai înaltă, pomi foarte scumpi atunci la moment. Majoritatea puieților au fost importați, am importat și din Italia și din Olanda, ceea ce ține de cireș. Avem mulți pomi de mieri importați din Italia. Din 2014 deja ne-am făcut pepiniera noastră și la moment toți pomii care îi plantăm, îi producem de sine stătător. Chiar noi aici, în cadrul companiei, și producem niște pomi de o calitate foarte înaltă. S-a investit mult și investițiile vor mai continua. Este vorba de sistemul de protejare contra grindinei și ploilor, care este deocamdată costisitor, dar necesar pentru o agricultură performantă în producerea cireșelor. Ceea ce ține de protejări pentru ploi sau pentru gheață, pentru grindină, la moment noi nu avem instalat, pentru că nu ne-am putut permite financiar toți acești ani să facem un astfel de sistem de protecție. Dar sperăm iarăși să depășim anul curent, să-l depășim cu bine și deja la anul suntem foarte concentrați să facem un sistem anti-ploaie și anti-grindină pe o suprafață destul de impunătoare. Planificăm anul viitor deja să instalăm 15 hectare de plasă anti-grindină pentru mere. La fel planificăm pentru livada dată unde acum ne aflăm să instalăm un sistem anti-ploaie și anti-grindină. Dar vedem care va fi starea financiară, pentru că toate chestiile astea sunt foarte costisitoare și necesită investiții foarte mari. Cel mai mare pericol al producerii cireșelor este ploaia la recoltare și grindina, susține partenerul său de afaceri, agronomul Victor Revencu. Cel mai mare risc la producerea cireșelor e când cireșele deja sunt maturi, cum le vedeți la noi, e riscul de precipitații. Cel mai mare risc. Neavând acoperire, neavând folie antiploaie. Asta e cel mai mare risc. Alte riscuri, până la moment, eu nu le văd. E și grindina, fiindcă grindina a fost pe la sud. Da, grindina e, vorba și de grindină, dar și este plasă anti-grindină și plasă anti-ploaie. Dar deja sunt așa sistemic combinate, antiploaie cu anti-grindină. Adică ei pui numai o folie care are și anti-ploaie și anti-grindină. Până și mai și la noi mulțumim Domnului neoferit de așa calamități. Un factor esențial în producerea cireșelor este polenizarea florilor primăvara. În acest scop, producătorii folosesc pe larg albinele, dar și bondarei. La înfloritul cireșelor, numai decât noi folosim în primul rând albinele și folosim și bondari, care noi importăm de la Olanda.
două, trei familii la fiecare hectar. Deoarece dacă temperatura e joasă în timpul înfloritului, albina începe a zbura undeva de la 13-14 grade și nu vânt. Dar bondarii începe a zbura de la 4-5 grade și chiar dacă precipitații sunt puțini, înseamnă că ei tot zboară. Adică ei ne micșorează riscul de polinizare. Despre albine ne-a spus interesant despre bondari. Nu știam că bondarii sunt mai buni pentru... Ei zboară la temperaturi mai joase și sunt mai efective în polinizare, pentru că ei sunt mai mari. Și când intră în floare, adică lasă amprente mai puternice la polinizare. Sunt mai mari, mai masivi. Nu fac niere, dar nu ne trebuie polen, nu. Noi doar îi cumpărăm și îi trăiesc, practic, 2-3 săptămâni trăiesc și după asta dispar. Nu mai sunt, adică și anul viitor, deja iarăși cumpărăm din nou, ca să avem doar la polenizare. Fără irigare este de neconceput producerea cireșelor. Irigarea prin picurare, mai ales în perioada când cireșele trec de la culoarea gălbuie spre roșie, e necesară de a asigura fiecare pom zilnic cu 10-30 litri de apă, susține agronomul Victor Revencu. Irigarea, erbicid introducem pe rânduri pe an de două ori. Irigăm la vreme, adică cei mai mari irigare se recomandă și o facem când cireșele încep să treacă culoarea din verde, adică din galben în roșu, atunci irigăm în fiecare zi câte 15-20 de litri la pom. Dacă ne permitem și 30, încă și mai bine. Adică apa niciodată n-a să încurce. Eu la toți agricultorii care se gândesc pe viitor să-și facă, să-și evidențeze o livadă, primul lucru care îl întreb dacă au apă. În cazul când nu au apă, le recomand imediat să stopeze orice planificare, orice gând în direcția asta. În primul rând, ca să faci o plantație de succes, trebuie să ai apă. Un alt variant pur și simplu nu există. Important este și alegerea soiurilor de cireș, pe scară largă, de la timpurii până la coacere târzie. Apropo, cireșele care le vedeți în imagine sunt cele mai târzii soiuri, dar și cele mai solicitate și vândute, afirmă Ion Tulei. Sunt niște soiuri foarte productive, avem mai multe soiuri aici. Aici, la moment, chiar suntem în un soi Carina, dar mai avem Regina, Cordia, Big Star, Ferovia și avem multe soiuri pentru a face o scară corect formată pentru recoltare, ca să reușim să recoltăm toate soiurile pe rând. Sunt bune și soiurile timpurii, dar noi totuși am hotărât să ne ducem cu soiuri mai târzii, deoarece poate și zona nu ne permite să ne ducem cu soiuri foarte timpurii. Totuși există alte zone unde sunt mai devreme, spunem chiar și cu o săptămână mai devreme ca noi, și lor le permite ca ei să iasă primii pe piață. Totuși, cu soiuri timpurii, acel care e primul, acel și are succes. În special cireșul, am studiat foarte mult timp cum să-l producem corect, tehnologie de producere a cireșului, și mulți ani am fost consultați de diferiți experți de peste hotare, de prin Olanda, de prin Italia, Germania la fel. Adică am ales țările care sunt cele mai dezvoltate în ramură dată. Cireșele deocamdată se recoltează manual și e nevoie de o atenție deosebită în procesul recoltării. Ele trebuie să fie coapte, dar nu răscoapte, colectate operativ, iar de la timpul recoltării până la depozitarea lor nu trebuie să treacă mai mult de o oră. Astfel vom avea pierderi, afirmă Andrei Cumpanici, specialist post-recoltare în cadrul programului APM al USAID. Mă numesc Andrei Cumpanici, sunt din cadrul proiectului Agricultura Performantă, specialist siguranță alimentelor și post-recoltă. Suntem în cadrul gospodăriei FarmProd, SRL, într-o plantație de cireș. Acum este întoi procesul de recoltare a soiului Regina. Vedeți, aceste cireșe sunt la etapa optimă de recoltare. Etapa optimă de recoltare pentru cireșe se datorează culorii acestora, adică cireșele sunt maturate. În același timp, gradul de substanțe uscate solubile în aceste cireșe și mai cu seamă este
durata, să zic, numărul de zile de pline de la procesul de înflorire. Și vreau să vă trag atenție aici, pentru a păstra aceste cireșe la calitatea nativă care este în câmp, noi trebuie să le recoltăm cu multă grijă și în același timp temperatura cireșelor din câmp nu trebuie să depășească 29 de grade. Și mai cu seamă, cireșele trebuie să fie recoltate nu cu buchete, dar separat, adică pedunculele să fie intacte în același timp. Și ce important să menționez este că durata de la recoltare până la transportare la frigider nu trebuie să depășească mai mult de o oră. De ce e important? Fiindcă acum este dimineață, vedeți, procesul se începe destul dimineață ca produsul să nu depășească 29 de grade, dar în același timp cireșele, dacă sunt lăsate sub soare, temperatura acesta crește cu 6 grade în timp de 5 minute. De ce cireșele sunt produse hiperperisabile? Și deoarece sunt hiperperisabile, noi trebuie să le răcim cât mai posibil. De ce în multe companii instalează chiar și echipamente de prărăcire pe bază de apă, numite hidroculere, ca să putem răci cireșele până la o temperatură de 7-5 grade, ca mai apoi să fie manipulate corespunzător, ambalate și fie expediate sau fie pus la păstrări pe o perioadă îndelungată. Respectiv, ce vreau să vă mai atrag atenția? Vreau să vă atrag atenția că cei care sunt implicați în procesul de recoltare sunt instruiți corespunzător, respectă igiena muncii, respectă condițiile de recoltare, cum trebuie să fie manipulate, ambalajele care sunt oferite pentru recoltare corespund ca să nu distrugă integritatea cireșilor și în același timp respectă și condițiile de protecție a muncii. Totodată sunt oferite echipamente de recoltare, scări adecvate pentru a facilita procesul de recoltare. Văd un echipament de verificare a concentrației sau? Acest refractometru, am menționat anterior, este un echipament pentru determinarea substanțelor uscate în cireșe, un criteriu de bază privind calitatea acestora, adică la etapa dată, dacă pentru soiul curde am determinat concentrația substanței uscate și este în jurul la 16-17%, ceea ce denotă faptul că aceste cireșe corespund și din punct de vedere a gustului, adică sunt foarte dulci și ceea ce este pe placul consumatorilor. E un proces destul de greu, anume culesul, pentru fiecare cireaș trebuie să fie culeasă cu codiță, asta e foarte important. Dar mergem înainte. Noi trebuie să ne învățăm să ieșim la modalități de cules moderne, la procese de recoltare ceva mult mai eficient și mai pozitiv pentru toți, și inclusiv și pentru consumatorul final. Prima linie de calibrare a cireșelor din Republica Moldova a fost instalată în acest an, 2019, anume la compania FarmProd din satul Olănești, raionul Ștefan Vodă. Investiția este de circa 2,5 milioane de lei și a fost posibilă datorită unei susțineri financiare din partea Agenției Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internațională, USAID, prin proiectul Agricultură Performantă, afirmă producătorul agricol Ion Tulei. Până acasă, desigur, mai fi de ștevea și mai avem și cheltuieli de transport, dar a fost un preț destul de decent, un preț destul de bun pentru un astfel de echipament. Este o linie de sortare care are o productivitate de 2 tone pe oră, ceea ce ne permite, practic, să reușim ceea ce culegem imediat să sortăm plăcerea. Noul echipament permite calibrarea cireșilor în funcție de diametrul acestora și separarea buchetelor de cireșe. Acest fapt asigură și livrarea fructelor sortate pe mărimi, conform cerințelor pieței și cumpărătorilor. Munca lucrătorilor a devenit mai productivă, calitatea cireșilor calibrate mai bună, afirmă Andrei Cumpanici, expert USAID. Vreau să vă prezint aici, este prima linie de calibrare care a fost instalată în cadrul gospodăriei FarmProd și a doua linie este în cadrul gospodăriei FreshTime. Aceste linii au fost posibil să fie instalate în această gospodărie sau întreprindere de producere fructelor în general, datorită suportul proiectului Agricultura Performantă.
Care este inovația acestei linii de calibrare a cireșilor? Este că pentru prima dată cireșii în Republica Moldova sunt sortate după mărime sau după diametru, ceea ce va face posibil ca cireșile acestea să fie exportate nu numai pe piețele tradiționale, dar și pe piețele Uniunii Europene, la alt, cu alte valoare, adică cu alt preț și pentru alți consumatori, dar cerințele piețelor de export sunt diferite, adică trebuie să ne aliniem fie la diametru, fie la culoare, grad de maturitate, prospețime și așa mai departe. Această linie de calibrare care vedeți în spatele meu are o serie de etape importante. Aici, la linia de sortare, totul începe de la descărcarea cireșilor într-un bazin cu apă rece, circa 12 grade, unde se elimină frunzulițele și alte surplusuri. Urmează transportarea lor la prima linie de sortare, unde operatoarele iarăși selectează fructele neconforme. Apoi cireșele trec prin mașina de tăiat pe duncuri și ulterior cireșele ajung la mașina de calibrare, de la 19 mm până la 28 mm și automatizat se repartizează prin țări, fiecare după calibru spre cele 4-5 linii de sortare, unde echipe de operatori parcă ar fi medici la operație. Aleg și sortează cireșe pe ultima etapă, colectarea în lăzi, așezarea pe palete și depozitarea lor în frigider pentru răcire și păstrare până la exportare.
Realizarea sau exportul cireșelor este o etapă aparte pentru producătorul Ion Tulei. Marea majoritate a cireșelor este exportată în Rusia. Producătorul recunoaște că exportul se face prin firme intermediare, care au fost alese cu acces spre Rusia. Chiar dacă taxele vamale de export în Rusia a fructelor până la sfârșitul anului 2019 au fost eliminate, de la aceasta mai mult au de câștigat exportatorii decât producătorii, afirmă Ion Tulei din satul Olănești, Ștefan Vodă. Все эти годы наш основной рынок был российский рынок, ну, традиционный рынок для нас. Мы считаем очень хорошим рынком. У нас есть там много друзей и много партнеров там. Последние 3 или 4 года мы туда экспортировать не можем. Есть посредники, то там вы уже все знаете насчет этого списка. Есть многие посредники, и они у нас покупают и сами уже перепродают в России. Продлен беспошлинный режим продаж с Россией до конца года. Сам этот факт, как вы оцениваете, исходя из вашего производства? Я оцениваю все вот это очень позитивно. В какой-то мере это все мы можем ощутить, но не очень, то есть не очень много ощущается, потому что мы не экспортируем. В основном эта пошлина остается у реэкспортеров. Мы как производители отдаем примерно за те же самые деньги, что и прошлые года. То есть сказать что-то существенное об этом я не могу сейчас. Datorită liniei de sortare și calibrarea cireșilor instalată la întreprindere, a apărut posibilitatea de a exporta cireșe și în țările UE, în Germania, Cehia și alte destinații. Și toate cireșele care merg la vânzare, la export, merg deja după calibre. În ladă nu avem diferențiere mai mare decât 2 mm, ca de exemplu începem, poate sunt lăzi care avem 26-28 mm, sunt lăzi care avem 28-30 și mai mari. Este un standard destul de nou pentru noi, o chestie destul de interesantă până la urmă, care tot o studiem cum să o facem cât mai bine. Este o chestie foarte promisătoare pe viitor și deja suntem văzuți cu alți ochi chiar de aceiași cumpărători din toate țările. Chiar ieri am trimis ceva video la niște parteneri de prin Germania și o reacție foarte pozitivă a fost din partea lor. La moment sunt ceea ce recoltăm, sunt exportate spre piața Rusiei, dar avem cerințe din Germania, chiar ieri cineva a venit din Cehia. Sunt mai multe cerințe, studiem, le dăm prețuri, ei se gândesc și așa mergem. Totuși, pe piața mondială, cireșele, v-aș spune că sunt într-o cerință foarte mare. Cel puțin anii trecuți eu n-am văzut absolut nicio problemă, având o cireașă de calitate, n-am văzut nicio problemă în realizare. Dacă avem calitate, oricând pot să o realizez. Iar își preconizăm și anul curent să exportăm și în Uniunea Europeană, probabil chiar va fi săptămâna viitoare, în Germania. Mai sunt ceva cerințe din alte țări, deja le studiem, negociem și cred că o să ia foc. Conform datelor oficiale, în ultimii ani, investițiile în plantarea soierilor noi și tehnologiilor moderne de producere a cireșelor a fost în creștere în țara noastră. În perioada 2016-2018, în Republica Moldova, au fost plantate anual circa 300 hectare de livezi noi de cireș. În 2017 erau pe rod 3500 hectare de livezi și cireș. Totodată a crescut volumul exporturilor de cireșe de la 1700 tone în 2010 până la aproximativ 10800 tone de cireșe în anul 2018.